Cu mine în primul tur. Și în turul 2? În turul 2 eu am votat, așa cum am promis, că voi vota încă de foarte mult timp și sunt un om care, din acest punct de vedere, de fiecare dată și-a respectat cuvântul dat. Adică? Știți foarte bine, eu l-am susținut personal pe Victor Ponta. Eu nu aveam o problemă cu Victor Ponta. Deci ați votat pe domnul Victor Ponta. UDMR-ul sau membrii UDMR și minoritatea maghiară? Nu știu. Adică știm că 80% au votat Klaus Iohannis. Eu nu am făcut un secret din acest lucru. Nu trebuia și înainte de alegeri noi știam acest lucru. Noi știam că marea majoritate a maghiarilor îl vor vota pe Klaus Iohannis. Acum. Și rezultatul votului a arătat 80% dintre alegătorii noștri l-au votat pe Klaus Iohannis. Nu era o surpriză. Ce a fost alegerea mea personală este o altă treabă, este treaba mea personală, perfect. Nu este treaba UDMR-ului. Noi am spus înainte de turul 2, veți vota cu cine vreți. Lăsăm libertatea, nu facem nicio recomandare. Din multe, multe motive. Pe mine m-a dezamăgit foarte tare acel acord făcut între coaliția care îl susținea pe Victor Ponta și PRM, Vadim Tudor. Era o chestie absolut inutilă. Nu l-a ajutat cu nimic pe Victor Ponta, dar este o altă discuție. Deci au fost foarte, foarte multe elemente care pe mine m-au deranjat, dar am avut o promisiune făcută lui Victor Ponta și am respectat această promisiune.